Ziua bună, oameni faini, și bine ați revenit la Boghi se joacă. În dimineața asta suntem puțin, mă rog, matinal, la ora 10, n-aș zice că suntem tot mai matinal, dar pentru sâmbătă, pentru majoritatea oamenilor care poate le place să doarmă mai mult, există posibilitatea să fim puțin matinali. Dar vorbim despre jocuri și atunci nu mai contează cât de matinali suntem. Astăzi vorbim despre jocuri, facem un top, continuăm topul sănătoși, voioși, după Omicron BA1. Acum a apărut BA2, care e în esență cam același lucru. Neața Cristi, continuăm cu topul nostru. Astăzi o să facem două topuri, 30-21 și 20-11, și săptămâna viitoare să terminăm cu topul 50. Bun. Nu sunt singur. Ziua bună, băieți. Bine ați revenit. Cum vă simteți? Hey, nu te mai poți obișnui cu topurile sau să faci lucrurile singur. Bună dimineața. Salut. Soare. Bună dimineața, soare. Exact. Poate în Barcelona. Aici e... Da, nici la mine. Nu mă laud cu așa ceva. Yeah, eu mă laud un pic. Așa. Am înțeles. Bun, vă simțiți bine? Sunteți în regulă? Da, da. Relativ. Suntem fresh și în formă. Mai tușim, mai merge. Dimineața. Cristi, tu ești acum acolo. Spune-ne și nouă dacă se aude bine ce facem noi aici. Dacă e în regulă, dacă ne auzim bine. Asta este important, dacă ne auzim bine. Dacă suntem ok, dacă ne auzim bine. Avem nevoie de o confirmare. Neața, Mișule! Asta e... Ajutați-ne cu chestia asta. Dacă se aude bine și se vede, suntem ok. Omicronul încă mai vrea și el ceva, știi? Ok, bun! Păi, fără să ne mai lungim, fără să ne gândim foarte, foarte mult, ordinea o să fie astăzi, o să începem cu domnul Costi, o să începem apoi cu domnul Radu și apoi o să începem cu domnul eu. În ordinea televizoarelor? În ordinea televizoarelor. De la stânga la dreapta, în ordinea numerelor de pe tricou. Continuăm. Să dăm drumul la televizoare. Adică sunt în poartă. Exact. M-ați băgat în poartă azi. Și o să începem cu numărul 30. Bă, Mișule, cum să zic, topul este, nu este ok, este excelent. Gara, este excelent. Cel mai dulce moment. Bun, și o să începem cu... Depinde ce listă vrei, știi? Toată lista este ceva excelentă. Okay. Bun, o să începem cu numărul 30 și Costi, ai legătură. Bun, numărul 30. Bună dimineața, în primul rând, Mihai. Numărul 30 la mine este un joc din 2013, căruia aș putea să-i spun că este un clasic, de la un preferat al lui Bogdan și se numește, jocul, nu preferatul, Glass Road. Din 2013, care a avut și un reprint de curând de la Capstone, anul trecut, cred. Da. Un joc destul de elegant, aș zice eu, îndeajuns încât să-l am încă în colecție. Un card drafting cu simultane, cu acțiuni simultane și tile placement, cu o mică temă undeva ascunsă. Dar un joc destul de elegant, care îmi place și rămâne în top 50, ca să nu mai zic că rămâne în top 100 încă. Deci, da, și rapid. Și are și o variantă solo care îmi place, te pune la încercare. Glassroad, numărul 30. Deci numărul, okay. Da, e un joc, pentru mine, Newsfjord, mi se pare apropiat de Newsfjord, foarte mult de astea am rămas cu Newsfjord, pentru că ăsta n-am apucat să-l joc foarte, foarte mult de aia, dar... E unul din jocurile lui Uwe care îmi place și mie. Radule, l-ai jucat pe ăsta? Nu cred.
Nu, dar dacă o să am vreodată ocazia, o să-l joc O să cu încerci. plăcere. Bun. Continuăm cu numărul tău, 30. Ah, e deja la mine. Wow, ești foarte eficient și ți-ai numărat bine cuvintele. Ai uitat că am două topuri azi. Aoleu, trebuie să mă uit să văd. Mai tai din cuvinte. Da, e un să începem întotdeauna, pe să încep ușor, cred. Și e un joc pe care a mai apărut pe lista lui Boghi, cred. Am E înțeles. un party game cu roluri ascunse, în care sunt personaje roșii, albastre, Rezistența. fiecare, rezistența. Sunt două variante. Mie îmi place mai mult cea de Avalonu. Avalon. Avalon, că e ambientată cumva în legendele arturiene, dar sunt în principal același joc, depinde care îți place mai mult. Poate acoperi un număr mare de jucători, poate fi ca Da. o deschidere, un joc de încălzire. Un foarte ușor și de învățat și rapid de jucat. Și, na, e mai mult ca o experiență și încerci să faci cât mai mult, să fii cât mai... să minți cât pot de mult dacă ești cel rău. Și să-i faci pe ceilalți să pară mai vinovați decât tine. E unul dintre clasice care merită să fie în colecție pentru orice ocazie. Mie îmi place îmi place că am cumva lista mea oricum pare un fel de deschidere de colecție, așa că aici m-am Da, asta e încasat foarte eu. bun de jucat. De fapt, nu e deloc bun de jucat cu copiii ăștia, știi? Îți imaginezi, da, dragul meu, aici trebuie să minți cât mai bine. Da. Și chestia este că este foarte bun de jucat cu copii, pentru că copiii știu să Da. mintă foarte, foarte bine. Mințiți cât mai bine. Da. Eu trebuie să-l întreb al meu. Ce culoare Da, apoi tragi foloasele. Cum să spun, să minți în jocuri, trebuie, din contră, cred că e bine pentru că îi înveți să mintă în jocuri și să nu mintă în viața Și nu reală. afară. Da, Înțelegi? Și să scape da. de asta Ar aici. putea să le amintesc. Ah, deci pot să mint? Pot să mint dacă am fost la școală sau nu? Da, ăsta este unul din jocurile mele preferate de petrecere și de ce îmi place este că are acel, mă rog, killer predate într-un fel, dar care are mai mult joc acolo decât are celebrul killer predate de pe vremuri. Aha. Bun. Și o să continui eu, nu? Cu numărul meu 30. Da. Numărul meu 30 este un joc cu vikingi răi, răi și cu plasare de muncitori. Păi Și se toți fac asta în numește jocurile astea. Raiders. Raiders of the North Sea. Raiders of the North Sea este preferatul meu de la Sean Phillips, jocul preferat de la Sean Phillips, cu Cu o extensii, caveat, nu? da, cu, cum îi zice, asterisk, ambele extensii, cu ambele extensii, ambele extensii. Este un joc la care am un playthrough făcut pe canal, la care am jucat jocul, nu știu, acum câteva luni. Și m-am uitat la playthrough-ul meu să văd dacă înțeleg ce spune acolo. Și mi-am dat seama că, bă, înțeleg ce spun acolo, e bine. Deci vă puteți uita și voi să vedeți cam cum se joacă jocul. Nu este neinteligibil ce explic eu acolo. Are multe lucruri care mie îmi plac. Plasare de muncitori, îndeplinire de obiective. Are un joc de zaruri, dacă vrei, care este de procentaje și este ușor de folosit. Adică nu e dai cu, scuze, nu e dai cu zarul și vezi ce se întâmplă. Zarurile sunt ajutătoare, într-un fel. Arată foarte frumos. Poți să scoți cărțile alea care sunt
cu care poți ataca pe unul sau pe altul, eu de obicei nu le folosesc să atac pe altcineva, ci le folosesc în interesul meu sau renunț la ele, pentru că la un moment dat trebuie să renunț la niște cărți. Îmi place mecanismul ăsta de a ști când să renunți la niște cărți ca să-ți aducă niște avantaje. Arată bine, se joacă foarte bine, am o senzație foarte plăcută la final. Mecanismul ăla depune un muncitor, apoi ia un muncitor. A fost nou, nu l-a folosit nimeni până acum, în niciun alt joc. Ceea ce mi se pare ciudat. Și practic și încă o chestie, nu decizi, este un joc de plasare de muncitor în care nu deții muncitori. Practic. Tu nu deții, nu ai muncitorii tăi și nu trebuie să ți aduni tu cât mai mulți muncitori ca să că așa să faci într-o zi plasare de muncitori. Trebuie să am mulți muncitori ca să am multe acțiuni. Ori aici nu faci. Pui un muncitor într-o parte, ai muncitori dintr-o altă. E foarte, foarte simplu. Numărul meu 30, Raiders of the North. Sea. Arată bine, asta mai zis, chiar îmi place cum se potrivește grafica lui The Mico aici, preferat la Radu. Raiders of the North Sea. Trebuie să pun și eu mâna pe jocul ăsta sau să măcar să-l încerc cumva. Bun. Da. Trecem la numărul 29. Da. Costi. Care este, chiar mă uitam, am vreo 3-4 jocuri în calupul acesta destul de vechi, dar destul de bune, consider eu. În topul meu. Pe 29 este un joc pe care l-am jucat pe stream cu voi. Da. Este un joc din 2010. Fresco. Frumos colorat și se numește Fresco. Cred că... Deci e un dublu, mi se pare că l-a avut și Radu până acum. Nu vor apuc Radu? Da, l-am avut. Pe 38 l-am avut eu. Ah, ok. Exact. Eu i-am dat mai mult. cred că nici nu știu alte jocuri de la designeri ăștia. În schimb, Fresco ăsta mi se pare foarte elegant, cu un feeling foarte plăcut când îl joci. Și foarte fun. E un action selection foarte drăguț, în secret. Un mecanism de trezire de dimineață, să te duci la piață ca să pui mâna pe vopselurile care îți plac cel mai mult și așa mai departe. Frumos colorat. Este de mișto. Cine a făcut asta? Scuze-mă, dar cine a făcut asta? E funny. Vă dați seama că nu, e cineva care n-are ochelari, n-are, e să roagă, da. E ceva preu. Călugăr, ceva. Da. Încă nu l-am văzut postat în personajele alea, dar e posibil să apară, o fi vreo extensie. Da, scuze-ne, continuă. Și, nicio problemă. Și un joc plăcut, interactiv, foarte interactiv aș putea să spun, și prin prisma acțiunilor pe care le alegi, da, și prin prisma pieței unde te duci să o scauți, și prin prisma... locului plăcii unde trebuie să vopsești și așa mai departe. Un joc foarte, foarte interactiv, foarte fun. M-am simțit bine când l-am jucat și pe stream. L-am făcut praf, dar am vrut să încerc niște chestii. Este un joc care își merită locul în top 100 alor, pleasure. Da. Alor, poți să, deci, poți să... Și dacă pui și un big box, atunci... povestea se schimbă. 29 Fresco la mine. Spoiler alert, nu există, nu e în top 50, nu, dar este în top 100. Bun. No, e un, am avut impresia că e un instant classic, știi, la un da, classic da, este, imediat. Da, este. Și e din 2010, nu? Da. Bun. Te-am luat pe surprindere. Eu. Numărul tău 29. Numărul meu 29 e unul... A căpătat cumva nickname-ul de cel mai greu joc cooperativ din creat vreodată, în care trebuie să îți aperi satul de fantome. Oh. Deci am înțeles. Nu știu dacă am, nu cred că l-am câștigat. N-ai câștigat vreodată. Niciodată? Eu l-am câștigat. No. Este o senzație plăcută. Da. De să recunosc că este o senzație plăcută. Fără să trișez, fără să trișez, pui tu acolo. Fără să trișez, fără.
E ăla unde vin ăștia din toate părțile, nu? Exact. Da, da, vin toate Ghost părțile stories. și zice, oameni, nu mă duc, ce fac? Ai un grid de 3x3 în care cu puteri, patru personaje, ăsta, nu știu, am impresia că e mai bun în mai mulți jucători, că pot să... E mult mai interactiv când poți să... Când dai idei dintr-o parte într-alta, cum să... Unde să, ce să și tot așa. E foarte fun. Este super. E, da, da, e un foarte... foarte te pune la încercare. Cumva are e foarte aleatoriu, pentru că nu știi ce cărți vin, unde da, vin. Dar are niște elemente în care poți să faci aleatorul, să nu fie doar aleator. Are o chestie, deci zarurile, lumea de obicei se duce la zarurile și dă cu zarurile, fie ce-o fi. Ori tu ai posibilitatea să obții totuși niște token-uri care să-ți permită să nu folosești zarurile ca hai să vedem ce-o fi. Apoi ai niște mici Buddha care îți permit, dacă le iei din timp, unul din jucători le iau cu Buddha ăla, tu distrugi niște, că ce faci în jocul ăsta? Aici, în zona asta, vin fantome în sat, satul nostru este ăsta și atacă satul și omoară rând pe rând, distruge rând pe rând câte o locație din sat. Și pierd jocul în momentul în care se distrug un număr de locații din sat. Da. Poți să câștigi jocul doar dacă reziști până vine The Big Boss. Există unul mare și puteți să-l bați pe ăla la final. Ei, tu când vine, la fiecare tură mai vine o fantomă undeva. Și fantoma este mai ușor sau mai greu de bătut. Și ea parcurge niște pași. Vine aici, apoi începe să parcurgă niște pași spre sat. Până ajunge în sat, tu trebuie să omori fantoma respectivă. Și ca să faci chestia asta, uneori ți-am zis, ai un mic Buddha pe care ai pus-o direct pe fantomă, a distrus fantoma. Ai renunțat la Buddha, trebuie să-l iei din nou. E o resursă pe care trebuie să o iei din nou. Dar ai posibilitatea, îți dă posibilitatea să-ți balancezi lucrurile. Și faza este că în 2 se joacă ca în 4 cumva, pentru că ai doi jucători, folosesc două personaje. Și mi se pare că, cred că în 2 este puțin mai ușor decât în 4. Am așa impresia asta, că este puțin mai ușor decât este în 4. Da, și eu doar în 2 am reușit să-l bat și am bătut jocul de 2 ori. Odată l-am pierdut super frustrant aproape de final, super frustrant, și odată l-am pierdut aproape de început. Prima dată când am jucat l-am pierdut aproape de început. Ok. Ăsta e un joc care nici ăsta n-a intrat în top 50, dar este în top 100. Mulțumesc, Boi, că numărul meu 29 l-ai comentat tu. Se vede că îți place atât de mult încât mi-ai zis, las că iau prea eu controlul, îți explic eu cum trebuie. Am experiență. Ok, tot ce a spus Boghi... Scuză-mă! Nici o problemă, dacă vezi că am dificultăți, te rog frumos să intervii. Oricum, eu am jucat varianta asta, dar am ales să merg pe cea, pe varianta nouă, nouă implementată, Last Bastion, dar clasicul cumva rămâne cumva mai bine văzut și cum mai dificil. Au încercat să-l facă mult mai streamline pentru toată lumea care să încerce să, știi, să aibă o șansă sau să cumva să-ți dea impresia că poți să-l câștigi mai ușor. Deci, că te întreabă Mișu dacă ai jucat Last Bastion. Eu n-am jucat. E pe Shelf of Shame, din păcate. Dar ăsta l-am jucat. Eu n-am jucat Last Bastion, dar nu am nicio... Scuze, spune. E un cooperativ și ai nevoie de persoane și în ultimii 2 ani nu prea ai. Și nu joc solo dacă e cineva. Me, myself and I. Da, eu nu. Last Bastion, Mișule, eu nu l-am jucat, dar n-am nicio... Deci îmi place tema mult mai mult la Ghost Stories decât îmi place la Last Bastion. Și plus că are extensiile și am și extensiile, știi, la care adaugă și rejucabilitate. Și prima extensie, White Moon, face jocul o idee mai ușor. Bun. Acum aveți și de cât de disponibil e. Cred că e mai ușor de găsit Bastion decât Ghost Story.
Bun. Eu am ghost stories și rămân la ghost stories. Bun, asta a fost numărul tot 29, nu? Să trebuie să trec la numărul meu 29, care se numește... Este tot cu vikingi. Wow! Pur și simplu așa s-a nimerit. Ți-ai pus un cuvânt cheie pentru azi? Da. Este tot cu vikingi și se numește Blood Rage. Blood Rage. În spate. Este unul din puținele jocuri de tip Dudes on a Map pe care nu puținele, am câteva de fapt dacă stau să mă gândesc, dar n-am foarte multe, nu e genul meu de joc. Ce-mi place la Blood Rage este că are în spate de fapt un euro ascuns foarte bine. E un joc care are niște mecanisme de cărți, un mecanism de drafting interesant, are mecanisme de area control, area majority. Și poți să faci un joc foarte inteligent în care poți să îți omori trupele, adică să pierzi trupe și să câștigi puncte. Nu este jocul în care toată lumea trebuie să ne batem unul cu celălalt și care iese învingător la învingătorul, ci poți să joci jocul foarte inteligent și să ieși câștigător fără să bați pe toată lumea, știi? Trebuie să știi... trebuie să știi la ce să renunți. Ai un joc de eficientizare în spate și de asta îmi place foarte mult. Este un joc care e un joc hibrid, unul dintre acele jocuri care funcționează și pentru oamenii care le plac Ameritrash și pentru jucătorii de euro. Și este unul din jocurile, știi, mai după aia a fost Rising Sun. Rising Sun nu m-a dat așa tare pe spate. N-am jucat tank. În schimb, am înțeles că tank este foarte bun de 2. Blood Rage-ul merge în 2, este foarte bun în 3. L-am jucat în 3 și a fost bun. Bun în 3. Spun că nu știu cum e exact în 4. Dar 3 a fost. Harta e mult mai mică în 4. Spun eu. Da. Și noi nu-l jucăm amical. Noi mergem la luptă, da, de da, obicei. Tot, da, e ok, că nu trebuie să joci amical, poți să joci la luptă, că asta e fun. Dar dacă știi cum să joci, să-ți faci drafting-ul ăla și să-ți faci puzzle-ul de cărți bine, nu contează doar să câștigi. Adică ajuns un Valhalla a trupelor tale, poate să-ți fie avantajos. În funcție de cărți. Există strategii mai bune, strategii și despre jocul ăsta s-au scris cărți de strategie. E unul din jocurile pe care le-am jucat destul de mult și îmi place și îl voi juca întotdeauna cu plăcere. Nu l-am mai jucat de multă vreme, că vorba ta îți trebuie cu oameni, dar de fiecare dată când mă gândesc, e... Da, e între de puțini euro care pun un pod între Ameritrash și mecanisme euro. E... Da. Arată bine, arată foarte bine grafica lui Adrian Smith. Da. Bogată în miniaturi și ce vrei tu. Și așa mai departe. Bun. The best of both worlds. Ceva de genul ăsta. Și uite cum am avut două jocuri cu vikingi la mine pe primele 30. Nu te-ai gândit la asta, nu? Puteai să-l pui și tu mai jos, să nu fie chiar așa de evident. Și trecem la 28. Costi, spune-ne. 28. E un joc de care am mai vorbit prin conversațiile noastre. Un economic gateway îl văd eu, mai nou totuși, din 2020, se numește Smartphone Inc. Un joc foarte interactiv în care, practic și teoretic, faci telefoane și vrei să le vinzi cât mai la un preț cât mai bun pe peste tot în lume. Are un aspect foarte, foarte mișto de area majority în zonele, în piețele unde te duci să-l vinzi. Un joc foarte interactiv, mi s-a părut foarte interactiv. La fel, ai niște plăcuțe pe care îți alegi acțiunile și nu toată lumea știe, ceilalți nu știu unde o să te duci și ce o să faci. La fel ca și Fresco, oarecum. Este un joc economic light, aș spune, în partea economică a jocurilor, dar foarte... foarte drăguț, foarte plăcut. Asta o temă de la contemporană, faci telefoane și le vinzi. Am înțeles. Asta este... Dar care merge foarte bine. Ăsta cred că este un joc pentru Radu. Un joc economic pentru Radu.
Am O să-i jucat. placă. Și mie mi-a plăcut. Am jucat Mai ales dacă aseară pui. ceva. Da. Mai ales dacă îl joci în 2 sau în 3, ar fi bine să ai extensia update 1.1, pentru că face harta un pic mai mică și e mai bătălia e mai strânsă pe piețe și area majority devine mult mai interesantă unde vrei să vinzi și la prețurile care vrei să vinzi. Am înțeles. Scopul este, bineînțeles, să faci mai mulți bani. Uite, asta e un joc. 28 smartphone. Asta e un joc pe care vreau și eu să-l joc, pentru că știți că mie îmi plac jocurile economice E foarte simpatic, mult. e simpatic, dar e, ți-am zis, e în partea low. Light, am înțeles. Da. Am înțeles. Eu cred că nu am nici unul pe lista mea. Băi, eu cred că dacă jucai Arkwright The Card Game mai devreme... Da, cred că intra cred în top că intra 10, top. Sigur. Radule, zine care este numărul tău 28. Numărul meu 28 e cumva, vine, trezește nostalgii de pe vremea când jucam RPG-uri sau shootere pe calculator. Pe calculator. Începe cu A cumva? Da. Da, e, trebuia să-l pun. E unul care cumva reușește să-ți dea senzația cumva că mergi. De fapt, cumva iei arma, încarci arma, tragi și încerci să lovești pe cât mai multă lume posibil. Și na, are niște mecanisme ușoare, cumva foarte interactive. Aha. În care fiecare își face rău fiecare și da, care da. Fuge și vrei să fii împușcat mai într-un bine. Fel. Da. Și aici se rezumă tot. La iei arma, încarci, tragi și da, să fii cât mai eficient în mișcări și în... Exact, și... exact. Are în spate un puzzle de eficiență. Asta este ce e interesant la jocul ăsta, pentru că așa e cum spui tu, știi, dar are în spate un puzzle de eficiență. Și ăsta, nu știu dacă putem să-l jucăm pe stream, pentru că e un joc pe care și eu îl am și care îmi place. A fost localizat la noi de către cei de la Lex. Dacă cumva se uită, aștept și eu Istanbul! Asta așa, ai băgat-o ca să... Poate. Așa. Asta e quick the board game, mă? Da, ceva de genul. Este un joc care se joacă mai bine mai mulți decât se joacă... cu extensia se poate juca și în doi. Și are și team play cu extensia. Și e un joc care este fun. Este fun. Da, e... Da. Și e unic cumva. E unic cumva, nu știu dacă mai există un alt joc care face ceea ce face ăsta. Mă gândeam la Wildlands, care și ăla e într-un fel un soi de skirmish tactics, dar nu e chiar la fel. Nu e chiar la fel. Acolo e jocul de cărți care este interesant, știi? Da. Da. Mie îmi place oricum aici, e interesant cum e câmpul vizual, că poți să tragi de după ușă, știi, dacă ești cumva lângă ușă. Deci te uiți așa pe lângă, zici, te văd. Poți să tragi prin pereți dacă ai, nu știu, e fun, dacă intri cumva în mentalitatea aia în care nu, e light, crazy, da. E fun, e un joc fun. Bun. Bun, ok. Hai să mergem mai departe, nu? Da. Cu 28 al meu, nu? 27 al meu este, revenim la jocurile adevărate, dure. Hai să ne dea o lecție, domnul profesor. Așa, nu, se numește Gentes. Gentes, dacă se poate, varianta deluxified. Gentes este un euro through and through de eficientizare. Are două mecanisme interesante, mecanismul de selecție a acțiunilor și mecanismul de timp, al track-ului de timp, cât timp folosești ca să poți să fii mai eficient. Dacă de ce este interesant, astea sunt. De ce este interesant este că vedeți aici tu pui o acțiune. Asta este un tile, dacă uitați pe tabla jucătorului.
Asta MOV reprezintă o acțiune. Face o acțiune în joc. Ei, și ca să faci acea acțiune, el folosește doi timpi. Ei, doi timpi ăștia tu poți să-i pui fie pe două spații separate, fie pe un singur spațiu. Ăștia. Și în momentul ăla, dacă tu îi pui, pui un singur spațiu, practic îți lași ceva timp tura asta ca să faci mai multe acțiuni. Dar tura viitoare îți va dispărea, pentru tura viitoare, în momentul în care faci reset-ul pentru acțiunile din tura viitoare, aici unde ai câte două clepsidre, una îți va rămâne și îți va bloca un spațiu. Adică tura asta, fac mai multe acțiuni, dar mă blochez pe tura viitoare. Și este un joc de time management și apoi aici, aici e populația ta, care crește, care e formată din artizani, care e formată din artiști, care e formată din, nu mai știu ce, warriors, luptători și așa mai departe, da? Ca orice populație, că e un joc de civilizație, gentes. Ce-l face interesant și am un playthrough făcut la el, îl face această selecție acțiunilor pentru a îți construi, practic, civilizația. Civilizația construindu-ți-o prin clădiri pe care le construiești, prin populația pe care ți-o aduci și așa mai departe. E mecanisme foarte bine legate între ele, într-o producție foarte faină de la TMG, la Gentes. Nu știu dacă... Deci ar putea să o mai găsiți în România varianta asta. Este scumpă, este adevărat, dar merită, din punctul meu de vedere, pentru că este un joc foarte bine legat, care va avea și un sequel. Va avea Gentes Chronicles, cred că se va numi, care este tot în universul Gentes, dar o să fie cumva un joc de campanie. Și m-au zis lucruri bune, sper. Vedeți, am un playthrough făcut pe canal, o să încerc să-l jucăm și pe stream, live. Repet, asta cred că se mai găsește la Regat, dacă nu mă înșel. Ei îl aveau, nu știu dacă îl mai au, mai are altcineva, dar ăsta, din punctul meu de vedere, merită. Cum să spun, este un joc foarte bun. Nu trimit oamenii spre ceva ce nu e bun. Și faza este că TMG-ul... De ce spun chestia asta? Pentru că TMG-ul a dispărut, din păcate. No. Și nu știu dacă vor mai apărea reprintate jocurile acestea. Aici e problema. Unde se duc drepturile... Vine Asmode cu ele în curând. Poftim? Vine Asmode cu ele în curând. Nu cred. N-are... Nu. Tentacule. Da, ăsta a fost numărul meu 28, Gentes. Mai multe vedeți la playthrough pe care îl găsiți pe canal. E în varianta veche, cumva, clasică. Cu joc eu pentru doi jucători. Eu contra lui Ramon. De fapt, cred că joc solo ăsta. Demonstrez varianta solo. Trecem la 27. Yes. 27, dacă vă era dor de un joc vechi, o să vă dau eu unul, dar care a reapărut surprinzător prin conversațiile în jurul meu, atât live cât și pe Discord, sau chiar l-am jucat acum vreo lună. Este un big box vechi, elegant, frumos, care se numește Kingdom Builder. Am de înțeles. La Donald X Vaccarino. Nu știu dacă l-ați jucat ăsta pe stream sau... Nu l-am jucat pe stream, pentru că eu n-am jocul ăsta Kingdom Builder. Un joc care mi se pare, nu știu dacă mai are nevoie de prea multe prezentări, pentru că este cunoscut de foarte, foarte multă lume. Da. Un joc de area majority, să-i spunem, de territory building area majority, de la Donald X Vaccarino. Cu foarte, foarte multe extensii pe care poți să le adaugi în joc și să faci o nebunie de variante și și variabilitate. Un joc care îmi place și e rămas de foarte, foarte, foarte mult timp în topul meu. 27 Kingdom Builder. Da. Mie totdeauna mi s-a părut o ruptură între abstractul din cutie și ce e pe copertă. Este, dar e un joc foarte bun. Știi? Este. Ok. Este un joc foarte, foarte bun și este unul dintre acele jocuri pe care și eu aș vrea să le am în colecție și nu l-am avut, până la un moment dat probabil îl voi lua pe ăsta. Da, și eu trebuie să-l încerc să văd care ce e vorba
despre ce e vorba. Sincer, și are și o nouă variantă, dacă vrei să o adaugi pe aia, Winter Kingdom. Care dar e, da, eu prefer pe asta. Uh-huh. Mie mi se pare, prefer varianta mai restrictivă, mai dură, mai care îmi dă alegeri mai grele de făcut decât varianta care e mai ușoară. Bun. Ce să-i faci? La Mihai îi place. Da, nu știu, da, îi place asta. Zice că o alegere foarte bună. L-ai nimerit. Bun. Numărul tău 27, domnul... Da, e unul care nu prea a făcut foarte mult scandal când a apărut. Pentru mine a fost un instant buy când l-am văzut. Ceea ce oferă în producție și în temă. Salut, Marius! O temă cumva înclinată spre ramura artistică în care încerc să fictez o panoramă în care componentele sunt este o planșă făcută din bambus. Canvas? Știți? No, e Kanagawa. Kanagawa, Deci ăsta e unul care, și de când l-am văzut și până în ziua de azi, am o plăcere pentru a-l vedea și a-l pune pe masă. E o producție originală și cumva s-au chinuit să facă dintr-un set collection ceva mai mult. Componentele puteau să fie foarte bine altceva, dar prin faptul că arată atât de autentic, te introduce în temă cumva. E un set collection în care încerci să faci să pictezi un anumit peisaj, să ai culorile necesare ca să poți să pui, sunt pe categorie animale, personaje sau peisaje. Cum să le spun, paharele alea cu băț, vor să zic că e o pensulă într-o culoare și alea le muți dintr-o parte într-alta ca să poți să construiești un peisaj. Dacă nu ai culori necesare, trebuie să le întorci invers. Sunt cărți cu dublu că poți să le folosești în două feluri diferite. Ori să iei cunoștințe, ori să pui cunoștințele în practică. E unul atât de simplu încât nu știu. Din păcate, eu nu l-am jucat, ca să te salvezi și aici. Aici nu mă pot salva. E unul care puțină lume poate să intre și zică, nici eu îmi pare asta, există jocul ăsta? Jocul știu, adică jocul știu, dar nu l-am jucat niciodată. Nu l-am jucat, știu jocul, dacă nu mă înșel, a fost și localizat la noi de către cei de la Ludicus, cred. Sper să nu mă înșel. Și pur și simplu nu s-a lipit. Da, tu ce îmi spui tu sună interesant, pare un joc ușurel. E un gateway ușor, s-ar putea să greșesc aici, că are o adâncime cumva. Aha. În el, în care trebuie să te gândești ce cărți, când iei și ce să te ajute, pentru că ai doar un anumit număr de cărți pe care le poți să le construiești. E ca o, ia o cursă, știi, cine face mai repede, dar nu te poți duce mai repede, că vrei mai multe cărți și cumva are un timer intern care nu te lasă să faci ce vrei tu când vrei și trebuie să reacționezi la jucătorii ceilalți. E fantastic. Îl recomand. Nu vreau să discut mai mult despre el. Dacă v-a plăcut cât de cât prezentarea, e unul da. Care m-a căutat. Da. Mie mi-ai suscitat interesul, să știi. Și e o producție, e o producție yellow. Adică sunt sigur că arată adică pare să arate foarte bine. Da, e autentic. Chiar... Bun. Și are o senzație de zen în care îți dă o... Am înțeles. Cum ai medita un pic, așa. Am înțeles. E bun. Îmi place mult. Numărul meu 27, domnul Radu, este un joc pe care l-am jucat pe stream, l-am jucat solo, l-am jucat și în limba engleză chiar, și se numește Rococo. Uh-huh.
De lux. Am ales de luxul pentru că, na, e de luxul. Acum că este prima variantă sau a doua, din punctul meu de am vorbit, nu prea contează, jocul Da. este același. Mi se pare puțin supraprodus ăsta, și puțin poate cam scump. Problema este că în altă variantă nu se găsește. Și ori îl cum, dacă vrei jocul, ori îl cumperi în varianta asta, ori nu-l cumperi. Ai de ales. Că nici varianta fiind ăsta scump, este scump și celălalt cu totul pe piața second hand. Și atunci pentru mine este un joc de vedeți, top 50. Îmi place foarte mult jocul și ceea ce mi oferă. Mi se pare hand managementul mi se pare foarte bun. Îmi place, mi-a plăcut de la început tema, care nu este una clasică, da, faci Rocky pentru un bal la curtea regelui Ludovic al XV-lea, parcă e, nu? Ludovic al XV-lea era după mine potopul, nu? Nu ăsta era. Deci e puțin supraprodus din punctul meu de vedere pentru ceea ce este jocul în sine, dar arată bine. Arată bine. E gândit pentru colorblind people. Tot setul de culori este construit pentru colorblind people, spre deosebire de celălalt care nu este construit pentru oamenii cu probleme de a distinge anumite culori. Arată bine, se joacă foarte bine, nu știu, sunt puține lucruri rele pe care le pot spune despre jocul ăsta. În afară de faptul că e puțin cam scump. Da, cam exagerat. Nu am nimic rău de spus despre acest joc. Are, cum spui tu, are chestii de timing, trebuie să știi foarte bine, trebuie să te uiți la ce fac ceilalți, trebuie să vezi foarte bine interesul, să știi când să iei repede, să-ți faci jochiile pe care trebuie să le faci, trebuie să știi când la unele trebuie să renunți, ai alegeri grele de făcut. E un euro de eficientizare și optimizare cu o temă învelit foarte frumos. Da. Ăsta a fost numărul meu 27, Rococo, fie că mergem în varianta clasică, nu prea contează, eu le joc cu plăcere pe amândouă, nu spun, ah, nu joc pe asta, că nu știu ce. Dacă ai varianta, eu am luat-o pe asta, pentru că, într-un final, pentru că are totul în interior, ai totul, extensie tot și cu extensia ridică încă un nivel, știi? Și altfel nu găseam. Dacă aveam extensia și aveam totul, nu cred că mă aruncam la ăsta. Și nu făceam efortul să-l am pe ăsta. Da. Numărul Mă meu... pare a fi, să-și fi dat interesul și un omagiu foarte bun pentru un joc clasic. Da. Da? Da. Numărul meu 27 a fost ting, ting, ting. Ting, ting, ping, ping. Nu știu ce scrie acolo. Rococo. Hai să trecem la numărul 2FF 26, nu? Da. Costi, zine care este numărul tău 26. 26 la mine este un joc de la domnul Vital Lacerda din 2015 și se numește The Gallerist. The Gallerist care Le Galerist care care sigur place. Sigur că o să fie pe lista cuiva mai încolo. De obicei place, mie mi-a plăcut, mi-a plăcut foarte mult. E un joc destul de elegant, cu o temă simpatică, pe care nu o vezi în fiecare zi. Trebuie să ai o... Scrie aici foarte frumos, The Art of Strategy. The Art of Strategy, da, e cam așa ceva. E unul din jocurile alea care are 3 reguli și 100 de subreguli. Și încerci să faci tu ce poți. Ideea este că ai o galerie de artă unde promovezi artiști, le cumperi lucrările, le vinzi cât mai bine posibil, dacă se poate, faci tot felul de promoții. Îmi place ideea de a te duce pe la radio și de a vorbi și prin rețelele sociale și așa mai departe, ca să-i promovezi și să faci cât mai mult bani și galeria ta să meargă foarte bine. Un joc mare, la propriu și la figurat. Da. Care mi-a plăcut foarte mult și
cred că o să existe mult în topul ăsta. Nu, e unul din jocurile alea la fel care nu prea le joci des, dar Da. cred că și are locul într-un top 100 lejer. Da. Este un. 26 The Gallerist. O să-ți stric. Nu este în topul meu 50. Ratele. Wow! Asta e blasfemie, nu pot să cred așa ceva. Este în top 100. Este în top 100, nu e în top 50 pentru că. Hai să vezi. Hai să vezi imediat de ce. Hai să vezi, da, exact. Ai pus altul de-al lui, probabil. Ok. Așa. Galer este un joc care îmi place și mie foarte mult. L-am jucat pe stream, am arătat jocul, Dispar 30 vedeți. secunde, scuze. Este un joc bun, n-am ce să zic rău despre Gallerist, doar că am alte jocuri ale lui Lacerda în fața ăstuia. Și atunci Nu, e, trebuie să dacă le e să împart. vorbim puțin de el, ideea că eu l-am jucat doar o dată cu voi, ideea pare a fi unul care merge bine pus pe lista jocurilor care vrei să le joci mai mult, și cumva maschează arta a fi un centru de interes, dar de fapt e ce e în spatele ei, și Exact, cumva business-ul, business-ul, că de asta se și spatea. numește The Art of Strategy. În spate ai un business și Da. jocul se ocupă de business-ul, de a manageria o galerie de artă. Asta e ce are în spate Da. jocul. Da, ăsta a fost numărul lui Costi, 26. Domnul Radu, 27, nu? 26, 26. 26. Ok. Stai mi. Stai așa că te-ai blocat? Am pus 2 de 27. Oh, scot un joc. Wow, mai pus, sunt la perete. Ok. Păi unul l-ai ales deja. Pe cel din asta este, s-au ales singure, nu știu cum să zic. S-au ales singure. Ok. Deci, care este Bun. numărul tău, 27 bis? 27 bis. Aoleu, nu mai pun. Dar nu, hai să trec la 26. Vezi, când faci lista, trebuie să o cauți sau să o revizuiești, că pot Aha. apărea probleme. Bun, următorul e un joc tot așa de gateway, de experiență, în care încerci să... Un joc de bluff la propriu, în care încerci să treci anumită marfă în fața șerifului. Mie îmi place foarte mult, mult jocul ăsta, ideea asta. Poate să meargă extraordinar de bine, ori poate să fie un dezastru total. E unul dintre acele jocuri care trebuie să aibă o anumită dinamică și o chimică la O chimie, jucător. Dacă este da. unul care să nu se prindă ceea ce trebuie să facă, Da, distruge strige tot jocul, da. tot jocul. Exact. Am avut parte și de una și de alta și acum sunt un pic atent la cu cine vreau să mă joc jocul ăsta. Dar e foarte interactiv, încerc să minți cât mai mult, O, dar da. să încerc O, să da. minți când spui adevărul și când spui adevărul să minți să îngheți apele. E Nu, tu ai avut numai jocuri cu minciuni. numai jocuri cu minciuni. Da, e. Da. Și cumva tema iar e E foarte foarte funny, da. frumos colorată, cumva te împinge să faci anumite lucruri, te provoacă să joci un rol. De obicei, cam toată lumea, minte, dar încerc Și să. care e faza? În varianta fără extensie, jocul se poate câștiga fără să minți. Se poate câștiga fără să Da. minți. Extensia adaugă niște chestii prin care nu poți câștiga fără să minți. Știi? Sau poți să ieși pe locul 2, dar în principiu de a câștiga se câștigă mai greu fără să minți. Da, ideea e că
cumva jucătorii la masă trebuie să intre, să intre unii peste alții, să zică, a, uite, îți dau eu 5, deschide-l, știi, și cumva de genul. Exact, tu zici, exact, poți să faci, orice acum, este permis. Da. Ai masa deschisă, e puține jocuri care să poată să-ți facă asta, fă ce vrei. Da, și care la bază are un joc în spate, adică nu fă ce vrei și orice se întâmplă, da, nu? La bază ai totuși niște reguli. E foarte fun. E localizat la noi de cei de la Lex. Mulțumesc, Radu, pentru plug. Aștept și eu Istanbul. O să mai e ocazia, spun eu. Și dacă se poate și terraformarea planetei Marte, că am văzut că l-ați localizat și pe ăsta și am observat că și Lost Ruins of Arnak. Da, știi că a trecut Crăciunul, nu? Da, da. Lista e... Pui și tu pentru iepurașul de Paște, dacă... Da, corect, corect, ai dreptate. Anyways, a fost localizat, deci nu știu dacă se mai găsește încă limba română la noi. Este un joc pe care îl recomand cu foarte multă căldură. Este ăsta, cred că e în top 100, nu mai știu, de la 80 la 100 încă sunt între... Nu e făcut, nu este rearanjat, dar este unul din jocurile care și mie îmi place foarte, foarte mult și pe care joc întotdeauna cu foarte multă plăcere și încă cred că se găsește în limba română. Șeriful din Nottingham, așa a fost localizat la noi de câte și de la Lex. Bun. Da, dar e atât de independent lingvistic. Da, dar din punct de vedere al regulilor, să ai regulile în limba română este foarte bine. De ce? Pentru că asta poți să joci cu mama, cu tata, cu bunica. Și ai regulile în limba română, știi? De asta e important să ai regulile în limba română, știi? Bunico, ce faci cu armaleta aia? S-ar putea să te mintă bunica, dar nu știi ce e cu tine. Oh, uite ce inocentă ești. Pum, pune 5 căți cu fața jos. Să-ți care găinile inocentă la piață, da. Un joc foarte fun, într-adevăr. Hai să trec la numărul meu. E fun doar și vorbind despre el, să stârnește un zâmbet. Auzi că Mișu zice că îți faci pregătirea să intri în politică cu astfel de jocuri. Da. Hai să trec la numărul meu 26, care este un overlap cu Costi de pe o listă anterioară. Costi, nu știu dacă îți dai seama ce joc este. Și este un joc cu trenuri. Ah, Railways of the World. Give us a rocket. Mai zic? Irish Gage. Irish Gage. Railroad Revolution. Scoate lista ta de trei. Da, am lista în față. Railroad Revolution, un joc făcut de Marco Caneta și Stefania Nicolini, un duo care au mai făcut Django și alte câteva jocuri. Îmi plac foarte mult oamenii ăștia. Jocul ăsta este unul din jocurile mele, vedeți, preferate, este locul 26. Un joc de construcție de rute. Ce este specific acestui joc și puține jocuri au așa ceva, este faptul că toate jocurile de plasare de muncitori sunt... E un joc de plasare de muncitori și muncitorii ți-i plasezi frumos aici, pe tabla ta de joc. Muncitorii sunt... Ai patru acțiuni aici, de la stânga la dreapta. Astea sunt acțiunile pe care le poți face în joc, pe care le faci pe tabla ta de joc cu muncitori de diferite culori, adică pentru că fiecare muncitor este altceva. Unul este inginer, unul este Dorel, unul este econom, auzi? Investitor, ceva de genul. Deci muncitorii au funcții diferite, faci lucruri. Și pentru fiecare acțiune, inginerul face ceva pe o acțiune, pe alta acțiune îți oferă alt bonus, cumva. Îți oferă alte posibilități. Da, dacă îl pui la disciplina favorită, facem plus. Facem plus. Da, exact. Sau, și așa mai departe. Are niște lucruri foarte, foarte faine jocul ăsta în interiorul lui, pe care nu le găsești foarte ușor la alte jocuri. Toate ca să poți să faci aici pe tabla de joc să construiești rute. De aici angajezi alți muncitori, pentru că muncitorii, în principiu, prin ceea ce faci, îndeplinești niște obiective. Ca să îndeplinești acele obiective, trebuie să renunți la niște muncitori. Uh.
O să fie în continuare negru. Așa. Are și muncitor alb, mă, e politically corect. Și galben și mă rog, portocalii și e ok, e în regulă. Și avea o problemă. După 10, maxim 10 jocuri devenea semi. A fost foarte ușor rezolvată această problemă cu extensia care se numește Railroad Evolution, care îl face un joc jucabil mult, mult, adică 50-100 de jocuri, cred că poți să joci lejer. Și este un joc foarte, foarte, foarte bun. Cu o temă care mai mult sau mai puțin lipită, dacă vrei, ca majoritatea jocurilor What's Your Game, dar un joc mecanic foarte, foarte, foarte bun și foarte bine uns. Locul meu 26 a fost Railroad Revolution. Trecem la 25. Nice. Da. Asta a fost dedicație specială pentru Costi. Băi, îmi place mult, îmi place mult. Și bă, cred că îmi place aproape tot de la What's Your Game, sincer să fiu. Da. De la cei care au făcut Railroads of the Wall, nu spun cât îmi place Zangoa. Da, și ăla, un alt joc foarte strâns. Bun. Domnul 25. Costi, 25. Pe lista mea este un joc de la Spielworks din 2015 care se numește Diluvia Project. Diluvia Project, da. Unul din jocurile pe care aș vrea să le joc mai mult, dar... Construiești un oraș în cer. Construiești un oraș în cer, pentru că pământul este suprapopulat, iar s-a descoperit o tehnologie, niște tehnologii care îți permite să te muți în cer, în nori. Jocul are, are niște aspecte foarte mișto, destul de interactiv, mai ales că are o piață de tile-uri unde cumperi, tile-uri, în genul celuia de la Ulm, însă mai mare și mai, a zice eu, un pic mai bine făcută. Asta care este are foarte, făcut de cei care au făcut la Granha, dacă nu mă înșel, nu? Nu-i de Mike și Ode? Stai puțin, nu mai știu. Chiar nu mai știu. Hai să revenim. Este de un spaniol. Este de... Ah, nu, Alexandre Garcia. Da. Garcia, așa, Garcia. N-aveam BGG deschis. Este un joc foarte... destul de complex, aș spune eu, dar, nu e destul dar de complex. Merge bine odată ce ai două, trei partide la activ. Este un territory building, tile placement, worker placement la bază. Care arată foarte bine, după părerea mea. Mare, un joc mare, care necesită și spațiu. Dar aș spune că este undeva în top 5 Spielworks. Da, ăsta e unul din jocurile pe care și eu aș vrea să le am, dar nu le am. A avut un reprint de la TMG, care nu știu pe unde a ajuns, că nu n-a ajuns unde trebuie. E mai greu de găsit, da. E greu de găsit, dar da. Un joc Spielworks. Eu sunt fanboy. Un joc Spielworks. Apare și nu mai apare. Da, apare și nu mai apare, da. Exact. Spielworks are jocuri cumva ezoterice, dacă vrei, jocuri mai ciudățele, jocuri de foarte nișă, dar dacă îți place nișa Spielworks, jocul ăsta o să placă. A, și trebuia să menționez, are un first un round token. Nu știu dacă ai poza pe acolo. E un route token, e de fapt un pătrat așa de lemn mare negru. Am înțeles. Nu știu dacă găsești o poză pe acolo. E exact un dita mai pătrat mare așa, un token mare pătrat de lemn așa, unde îl pui acolo ca să-ți arate, știi? Putea să fie un cubuleț mic sau un cerc, nu știu, orice. Dar nu. Funny, să zicem. Da. 25 de Duvia Project la mine din 2015. Bun. Domnul Radu. Da. Uită-l, îl vezi? Uită. ăla e round marker. Îl vezi la negru acolo? Asta de aici, da. Da. Ia zi, domnul Radu. Da, e numărul meu 25, am mai vorbit deja despre el. E unul care nu m-a satur să-l menționez sau să-l aduc la cunoștință. E unul dintre, cred că e cel mai... cel mai tematic joc horror pe care îl am în colecție. E de la Plate Hat Games. Știu ce este.
Dead of Am Winter. vorbit, am vorbit de el de curând, parcă ai vorbit de el, nu? Nu, nu e de The Nu e Dead Winter, of Winter, e nu e Dead of Winter. Abomination. E Abomination, Abomination, da. Ai vorbit de el acum Am câteva înțeles, săptămâni. da. Exact, exact, trebuia să-l pun pe lista de top 50, pentru că pentru mine e unul care a reușit să, și o să rămână în, cumva în listă, pentru că e unul de referință când vrei ceva Horror, extrem, da. Cumva să... E o experiență care te... Ai jucat cu copii. Da, exact. Dacă vrei să le strici copilăria, am înțeles. Da, e... Încerc să mergi pe urmele lui Frankenstein și să-ți construiești un monstru. Fiecare are un personaj cu o abilitate. Încerc să faci rost de materii prime. De unde apuci? Din diferite forme, mai puțin sau mai mult umane sau am înțeles. Gata, intermedii am înțeles. Legale sau ilegale. Da. Dar na, e un gust aparte care dacă îți place tema, o să-ți placă și jocul. Îmi place cum zice asta. The Gothic Strategy Game of Monster Building. Cred că e foarte simplu. S-a da. Înțeles. Exact. S-a înțeles. Știm pe ăsta și pe ăla lui Lacer, da, galerist. The Art of The Art Strategy of... și The Art of Exact. Horror. Da. Sunt același lucru, doar cu... cu cadavre. Macabru. E clar, e un joc care ar trebui să-l cumpăr și eu pe ăsta. L-am jucat doar o dată la cineva, dar nu l-am. Dar cred că aș vrea să-l am. Da, îmi place că tu ești genul de jucător mai macabru așa și îți plac goetea și alte da. Jocuri da. Mai ok. Mai îmi place cum e ăsta. Ia să dau un search după aia. Dai un search. Sigur îl găsești. Măcar un second hand. Bun, numărul meu 25 este un joc despre care am mai vorbit și nu o să mă lungesc foarte mult. Se numește Lorenzo Il Magnifico. Este un overlap Costi, da, cu Costi. N-am prea multe de spus, mai multe decât s-au spus. Este un joc, un engine builder la bază care este foarte, foarte fain. Îmi place să joc jocul ăsta. Aș vrea să am tot la el, dar nu am tot la el. L-am jucat pe stream, se vede. A fost foarte fan de jucat pentru că a fost foarte strâns până la final. N-am știut până la final cine să iasă în față. Și nu știi, și este un lucru foarte bun la un joc. Eu îl găsesc un lucru foarte bun la un joc pentru că asta îți dă motivația de a merge mai departe și a vedea ce se întâmplă. Are turnurile astea foarte frumoase din Firenze. De fapt, nu sunt din Firenze, sunt din Toscana, pentru că turnurile, de fapt, de drept, sunt în mai multe locuri, în mai multe orașe, pe lângă Firenze. Unele turnuri sunt, am și fost în localitățile alea, dar am uitat acum, așa. Anyways, una peste alta este un joc de card, practic iei cărți, cu cărțile alea îți construiești diferite lucruri, poți să faci puncte de final, poți să faci, are multe mecanisme, un joc al lui Luciani și Luciani pentru, mie îmi place foarte mult. Numărul meu 25 a fost Lorenzo Il Magnifico, vedeți și discuții și tot la playthrough de pe canal. De pe stream. Bun, mergem mai departe și bun joc. Și mergem la numărul 20, scuze. Și 4. 24, Costi, care e numărul tot 24? 24, la mine se găsește Teotihuacan, The City of Gods. Cea mai mare rondel pe care o poți avea pe o masă, aș zice eu. Un joc care îmi place mult, destul de elegant, destul de interactiv, un dice placement cu multe mecanisme în ele, area movement, rondel, set collection, tile placement, cu o temă pe care toată lumea o știe, probabil, și da. O temă care a rămas în arhivele board and dice până când o scoate altceva, când da. Se va întâmpla, nu știu.
poate nu trebuie nimic spus de temă, dar un joc care arată foarte bine pe masă în momentul în care începi să construiești piramida, să faci niște, să urci pe niște treacuri, să iei niște măști și așa mai departe. Radule, măștile. Nu știu, teoretic, măștile. Teoretic e un joc despre care se știu deja destul de, destul de multe, pentru că a apărut, cred că sunt 4 ani, da, 2018. Da, da, da. Dar un joc destul de elegant și aș putea spune că este unul dintre cele mai bune cu T, da, vestitele jocuri cu T de la, de la Board & Dice. 24. Nu e în topul meu 100. Ăsta este un joc, am primit de curând ultima extensie de la cei de la Board & Dice și o să-l jucăm și cu ultima extensie, o să jucăm cu totul. Da, și este un joc variabil, foarte variabil și foarte variabil. Mi se pare că este din ce, să nu fie. Din ce în ce mai bun cu fiecare extensie pe care o adaugi. Mm-hmm. Mi se pare din ce în ce mai bun și asta îl aduce, s-ar putea să-l aducă și în topul meu 50 pe viitor. Totul depinde de ce se întâmplă cu extensia asta nouă. Mm-hmm. Bun. Teotihuacan, un joc. Vedeți playthrough pe stream, discuțiile sunt acolo. 24. 24 la domnul Cristi. Trecem la numărul 24 la domnul Radu. Da. La mine pe 24 se află un joc care a primit o nouă versiune îmbunătățită grafic. Cumva e locul, e rococoul meu pe listă, pe numărul ăsta. Cu unul dintre primele plasare de muncitori care a cumva adus, a făcut mecanismul ăsta începe să fie că foarte... Se termină cu Ailus? Da. Ia. 1303, presupun. Da, e 1303, da, da, da. E varianta care o am, varianta care am jucat-o și făcând o comparație între cele două versiuni, mi se pare că au reușit să-i dea, să-l facă mai proaspăt, să-i dea un aer mai modern și mai actual. Au adăugat anumite detalii, în mare parte e cumva același joc de miezul lui, același. Au îmbunătățit la componente și la grafică. E, cred că, varianta care se găsește acum. Na, e ilustrat de Andrew Bosley, în care, na, cine știe, Everdale sau cei care au, na, le placă stilul de desen. În mare parte construiești clădiri și încerci să faci conversie de resurse pentru puncte, dar cumva mecanisme cumva încercate și deja... Cumva. Nu aduce nimic nou, doar un titlu vechi îl pune cumva într-o altă lumină. Un joc de stricat prietenii. No. No. Posibil, am pățit asta și nu l-am mai putut pune pe masă din cauza. Da. Serios? Serios. Am pățit, da. Am altele mai rele decât ăsta, mult mai rele. Și am avut unul pe listă aici. Da, sunt și altele, dar e unul din ele, dintre ele. Da, dar să faci rău doar ca să fii un take that și te-au trimit înapoi, tu nu faci nimic doar asta. Pum, pam, două palme chestia asta, următoarea. Deci, eu pot să fac lucrul ăsta, în general, fac lucrul ăsta dacă îmi servește mie, dar să fac doar ca să-ți fac ție rău, nu pot să joc așa. Da, dar există jucători din ea. Te lasă să faci asta, dar asta e doar de jucător, știi? Ține de jucător. Bun, numărul meu 24 este un joc, intrăm încet încet, vom intra în jocuri din ce în ce mai heavy. Unul dintre cele mai grele jocuri pe care eu l-am în colecție, un joc care mie îmi produce o plăcere nemaipomenită să-l joc. Un joc la care aștept odată să ajungă Collector's Edition-ul. De 3 ani de zile cred că este Collector's Edition-ul. Și se numește Madeira. Este un joc de
deplasare. E funny, cel mai bun indiciu a fost ăla, tot îl aștept să ajungă. Da. Madeira e un joc de deplasare de muncitori, cu muncitorii tăi, cu zarurile, și zarurile sunt niște muncitori care îți permit să are un joc, cum alegi zarurile, contează cum plasezi muncitorii, contează unde îți trimiți muncitorii, contează tot ceea ce faci, contează. Și fiecare alegere pe care o faci este extrem de importantă. Jocul este tematic, multă lume nu-l vede tematic. Eu îl văd un joc foarte tematic pentru că nu-l pot gândi altfel. Este un joc economic, cumva, sau care are o bază economică, dar tematic. Eu așa îl văd, că ceea ce văd, că mi-adun resursele, că le folosesc într-un fel în oraș sau că le folosesc într-un fel pe bărcuțe ca să obțin niște bonusuri și așa mai departe. Altfel nu l-aș putea juca. Unii pe care i-am auzit spunând că li se pare foarte abstract, mie mi se pare tematic. Îmi place cum e construit, îmi place grafica. Este greu, este un joc heavy, nu este un joc pentru toată lumea, este normal, dar este unul dintre acele jocuri care produce plăcere în momentul în care îl joci, dacă ești un heavy gamer. Simplu. Dacă ești un heavy gamer. Dacă nu ești un heavy gamer, jocul ăsta o să ți se pară muncă. Pentru mine e plăcere. Eu nu-l văd muncă. Numărul 24, are o strategie cu pirații și trebuie să știi cum să faci, care de fapt nu sunt pirați, este o modalitate de a-ți da la picioare dacă nu știi să-ți echilibrezi strategia, foarte bună. Deci, un joc foarte, foarte bun. Așteptam Brazil de la ei de o grămadă de vreme și un joc al lui Nuno, Paulo Soledade și Nuno Senteiro, doi designeri beton, ale căror jocuri beton. Sunt pentru oamenii cărora le plac jocurile astea de tip heavy. Dar uite că mai avem și ghinion în viața asta. Și un joc de la, al doilea joc de la What's Your Game pe lista mea, pe lista asta. Un editor care sper să își revină. Hai să trecem repede la 23, că mai avem de făcut o listă după. Numărul 23. Lista e făcută. Zine. No problem. Zine, domnul Costi. 23, da. Eram în altă parte cu gândul. 23, un joc vechi, 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 12 ani, că am trecut și ani pe aici ca să nu mă încurc. Și probabil, l-am pus pe ăsta înaintea celuilalt pentru că mi-a plăcut mai mult. Navigador. Se numește Navigador. E 23 și l-am pus înaintea lui Concordia în top pentru că mi-a plăcut. Navigador n-are absolut nicio legătură cu Concordia. Ăsta e un joc economic pur. Deci e un joc de cu piață în care trebuie să cumperi ieftin, îți vinzi scump, să mă... Da, dar pot să văd niște asemănări încât să-i spun că a fost la un moment dat un prototip pentru Concordia care s-a schimbat. Să zicem. Mie îmi place mult chestia asta de navigare, de te aduce în teritorii, de faci de a ajunge tu primul, a lua resursele. Că până la urmă are și un aspect de race, știi? Dar race-ul ăsta numai că nu prea poți să-l faci tu cam cum vrei, așa, gata, mă duc până în fund și am plecat. Trebuie să plătești, trebuie să planifici, și nu te duci de nebun. Asta îmi place la el. Selecția acțiunilor e diferită față de Concordia. Trading, da, selecția acțiunilor, avem rondel, cum vreți voi, foarte, 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 foarte mișto făcut. Îmi place la nebunie jocul ăsta. Cu un platou în care poți să ai bonusuri la sfârșit în funcție de ce construiești, cum construiești și care se punctează pe linie și pe linie și pe coloană. Foarte mișto făcut, foarte mișto făcut, foarte elegant, după părerea mea, bineînțeles. Un joc de trading pe mări și oceane. Nu e prea mult de spus, dar are 12 ani și încă face parte din jocurile alea care vreau să scot cât mai des pe masă. Dar probabil va trebui să vând jumate ca să vină rândul. Da, e un joc 23 Navigator. Care și mie îmi place foarte mult. Nu știu dacă mi-intră în top 100 pentru că nu. În top 200 mi-intră sigur jocul ăsta. E într-adevăr un joc foarte fain, e un joc mai vechi, la fel, e un joc economic, nu știu dacă, e iarăși un joc de nișă dacă vrei, dar foarte fain.
foarte fain. Da, dar cred că e foarte accesibil, adică ai 2-3 puzzle-uri la el de făcut, nu e da, atât și de, arată plictisitor. Nișat, să zicem. Bine care are, bine care așa, niște știi, culori, are cel multe puțin. lucruri împotrivă, știi? Dar din punct de vedere grafic, componente. Dar e grafic, totuși are componente, 12 ani, îți dai dar seama. 12 ani e dar mult. Este un joc beton. Deci jocul în sine este foarte bine făcut. Adică McGurts în general nu a prea dat orice joc pe care îl joci de la el. Mm-hmm. Dacă ești un conesor, dacă vrei, al jocurilor de societate, ai să vezi hai să vezi ceva acolo care îți place, atrage, care te atrage. Chiar dacă nu ești din, vezi de ce este un designer din foarte nișa bun, aia, McGurts. Exact. E foarte elegant. De la foarte Imperial elegant. La Imperial Aș până Concordia, da. La Concordia. Bun. Hai să mergem mai departe, transatlantic și ce a mai făcut el. Bun, hai să mergem mai departe la numărul 23 al lui domnul Radu. Da, hai, Radu, hai că am terminat cafeaua. Da, să trecem la numărul 23 al meu, care e locul elegant, jocul elegant, care aș spune eu. Se numește Notre Dame. Păi ăsta, dacă nu mă știu, a fost cu ăsta lui Costi, nu? Nu? N-a fost? Ok. Nu cred. Notre Dame. E... Da, a pus ceva pe hartă jocul ăsta. Da, e un joc de drafting cu fiecare... Ai 9 acțiuni pe care poți să le iei, 9 cărți dintre care... Alegi 3, trebuie să... E un grafic normal în care ajungi la final cu 3 acțiuni din care faci 2 și, nu știu, sunt 3 runde în care faci același lucru și încerci să faci cât mai multe puncte, să ții în frâu ciuma și să vezi câți șoareci trebuie să... Dacă ajungi până la un... treci de anumit nivel, o să te afecteze negativ. Ai diferite forme de a face puncte, de a investi în acțiuni și de a călători din piață în piață ca să faci un fel de set collection. Are multe mecanisme cumva adunate într-un pachet ușor. Pentru mine e un joc de familie, de un euro. Pot să-i spun un clasic, a apărut în 2007, e unul pe la fel de vechi ca și numărul lui Costi, dar pentru mine are o prezență și o să fie constant în colecție și o să-l pun pe masă de fiecare dată când o să am ocazia. Mi se pare că aduce cumva... sunt lucrurile care mie îmi plac într-un joc de societate, cumva acțiuni și conversii ușor, extrem de ușor de făcut, în care faci un lucru și primești celălalt. E cumva, na, poți să dezvolți o strategie de scurtă durată pentru că nu știi ce cărți o să-ți revină. Și, na... Pentru un joc ușurel, scurt și, na, e un da, Stefan Feld, pentru că, acum, care mie îmi place, e Feldul meu, da, asta. E foarte fun, îmi place și mie, mi-a plăcut okay. Notre Dame. Ăsta a fost numărul tot 23, hai să trec și eu la numărul 23, care este, cred că, următorul și singurul joc al lui Pfister, care m-a rămas pe lista asta. Și care se numește Expedition to New Dale. Expedition to New Dale este jocul mare al lui este Royal Goods. Da, e jocul mare. Este un joc de campanie în care ai un engine builder cu push your luck. Nu este un joc complex, dar este un joc, mi se pare jocul lui Pfister cu foarte mult farmec. Este un joc în care trebuie să fii foarte, să știi foarte bine să-ți balancezi acțiunile ca să nu rămâi cu buza umflată din cauza acelui push your luck, că poți să rămâi cu buza umflată.
Și în care ai niște mecanisme clasice tip euro, cum ar fi un soi de engine builder, ai o construcție de diferite căsuțe care îți permit să îți construiești practic o rută care îți permite să faci niște lucruri mai ușor, care îți aduce puncte și are un joc de plasare de muncitori. Evident, trebuie să-ți mărești forța de muncitori, care de fapt e o selecție de acțiuni. Da, plasarea de muncitori e o selecție de acțiuni. Are un joc de cărți foarte interesant în interior, în care cărțile poate să fie și resurse, poate să fie și clădiri, deci renunți la ele, fie să le folosești ca resurse, fie să le folosești ca clădiri. Și când le folosești ca clădiri, îți produc alte resurse. Are multe lucruri care mie îmi plac, acest joc. Și singurul joc care ar putea să ia locul ar fi fost Cloud Age, dar Claudici, asta am vrut să spun că este de fapt. Credeam că ăsta l-ai. Cloud Age nu l-am și nu l-am jucat îndeajuns de mult încât să ia locul ăstuia. Asta este, și amândouă sunt cumva campanie, dar ăsta mi se pare mai rejucabil decât ălălalt, mai variabil decât ăsta mi se pare mai variabil decât Cloud Age. Un joc pe care mi se pare, repet, care are foarte mult farmec și e un euro mediu. Nu e un euro greu, este foarte simplu și foarte fun. L-am jucat solo pe canal și puteți să vedeți și discut acolo mai multe la final. Mă rog, jocul meu preferat de la Fister, Expedition 2. Dacă vă place jocul de cărți, ăsta s-ar putea. Ăsta este jocul rotund. Mi se pare jocul mai bun, jocul complet, dacă vrei. Experiența completă a jocului de cărți. Numărul meu 23 a fost Ok. Expedition to New Dale. Domnul Da. 20, 22? domnul 22, domnul Costi 22. 22. Spune-ne. Da, numărul 22 este un joc despre care am mai vorbit. Știți de el, vi l-am explicat. Deja a fost un Kickstarter în 2019 și se Aha, ai numește mai vorbit de Pangea. joc. Iar un joc pe care vreau să-l joc mult, 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 dar frustrarea E o problemă asemenea pe care nu te nu-i... deranjează acum, nu știu cum să zic, știi? Da. Pangea e un joc de supraviețuire, oarecum ala Dominant Species, unde iei rolul unei specii care încearcă să supraviețuiască, să se adapteze cât mai bine pe continent, atunci când pământul era doar o bucată, înainte de Great Permian Extinction, și te lupți pe teritorii, lupți cu ceilalți, oarecum, cu celelalte specii, lupți împotriva vremii, știi că o să vină un cataclism, însă nu știi unde va lovi, și atunci încerci să te adaptezi cât mai bine peste tot, pentru că atunci când vine ce vine, să poți să supraviețuiești, pentru că la sfârșit cine are supraviețuitor pe placă, ăla câștigă. Are o parte foarte mișto de deduction, care în general mie deduction nu prea îmi place, însă poți să întorci niște tile-uri prin niște acțiuni care să-ți arate unde cataclismul nu va lovi. Ceea ce nu știi, nu știi ce fel de cataclism va fi, pentru că poate fi un meteorit, poate fi global warming și așa mai departe. Și fiecare cataclism ăsta lovește și are un shockwave. Deci încerci, se poate să termini jocul, să muncești ca nebunul, să-ți pui speciile unde vrei, cum vrei și cât mai bine posibil. În schimb, dacă un cataclism lovește unde ești tu și îți mai face și un shockwave, ai muncit degeaba. Deci se poate întâmpla chestia asta. Dar mi-a plăcut foarte mult și mă bucur că am luat Kickstarter-ul în 2019. Am înțeles. A fost în top 20, Am acum e în înțeles. top 22. Rămâne un joc foarte bun pentru mine și Oh. ce aș vrea să-l mai joc. Problema este că mie îmi place să joc solo. Numai că dacă îl joci pe ăsta solo, trebuie să-i Adaugi boți, probabil. ceilalți trei jucători, pentru că se joacă în patru, trebuie să le ții și lor contabilitatea. Și e cam mult de muncă pentru. E un joc care Am strălucește în înțeles. patru, unde fiecare e cu ai lui și Am fiecare se înțeles. bate pentru el. Da. 22, Domnul Radu, care Pangea. este numărul tău 22? Încă un clasic, unul mai, chiar mai vechi decât celălalt, din Oho. 2003. E un tile placement, tablou, building, într-un Da. fel aduce amintea la Carcassonne, în care îți construiești Ala.
Alhambra. E unul care a primit destul de multă apreciere și e încă un constant în magazine, o să fie, e cumva a crescut organic în timp, și apreciarea lui nu a scăzut. Are un la, da, exact. El la bază trebuie să mergi la piață să iei o anumită cantitate, trebuie să dai înapoi cantitatea ca să poți să construiești din patru culori. Ceea ce îl face interesant și un mecanism pe care nu știu dacă l-am mai văzut, în care dacă tu dai exact cantitatea care trebuie pentru un anumit tile, să nu dai mai mult, îți mai dă încă o tură, îți mai dă oportunitatea să faci. Da. Dacă continui să dai exact aceeași cantitate, poți să faci până la 4 ture în același timp, dar e foarte greu de făcut trebuie asta. Trebuie să ții bine de bani. Da, exact, și să nu-ți ia lumea ce vrei tu exact, să construiești. Exact, exact, și sunt anumite restricții în care trebuie să pui clădirile într-un anumit fel, zidurile cu ziduri, trebuie să ai drum direct la punctul de, centru, da, de pornire. Da, și cumva cam aici se rezumă. N-am apucat să joc cu niciuna din extensii. Sunt sigur că adaug. Îți spun eu că nu o să adaugi mai mult de 2-3. Ca să și explicăm, toate tile-urile da, un avea big, un big box, da, da. Are o grămadă de extensii, mai mult de 2-3 nu baci că n-ai nevoie. Aici, deci ăsta este centru. Da? Și toate tile-urile trebuie să aibă legătură la centru, indiferent cum sunt zidurile construite. Aici nu știu dacă are voie să facă chestia asta, parcă trebuia să fie zid la zid. Nu văd că e un zid cu... Trebuie să fie nu zid e la bine zid făcut, aici. Vezi că zid la zid, da. Dar cred că asta e doar un exemplu de pus. Da. Dar în orice caz, e un joc mă bucur care că l-ai pus, Radule, nu e în top, este în topul meu 100 ăsta. Ăsta este unul din jocurile de construcție de oraș, că practic asta faci, construiești orașul Alhambra, de tip gateway, pe care eu îl folosesc, l-am folosit întotdeauna cu oameni noi. L-am folosit întotdeauna și este... Și eu l-am folosit. Este cumva un evergreen, pentru că nu se... Mi se pare, ok, poate grafic nu arată cel mai bine astăzi, să spunem, dar nu, nici nu mă deranjează. Până la urmă e un tile placement, cât se de poate, bine să știi cum e. Există, că ți-arăt jocuri foarte mai bine. Dar overall, cred că, înțeles, că a reușit să păstreze. Nu știu ce au mai făcut Queen, dacă au mai scos vreun Kickstarter cu Ultra Box, cum au făcut cu Fresco și să-i dea un preț de la astronomic. Să îndepărteze lumea. Da, exact. 200 de euro. Da, ăsta e un joc de... Da. No. Piese cu ceramică, dar s-au dus prea departe cu ăla. Înțeleg, dar pentru cine vrea să pună mâna pe jocul ăsta, indiferent că e big, nu aveți nevoie de primele două, trei extensii, o să, la un moment dat o să joc jocul ăsta pentru cei de pe Patreon și o să explic acolo fiecare extensie, de ce merită și de ce nu merită, din punctul meu de vedere. Ăsta e unul din jocurile mele, cum să spun, la care mă duc întotdeauna când am jucători noi. Da. Eu l-am jucat cu mama pe ăsta, exact. Deci merge foarte bine. Bun. Da. Acum câțiva ani. Aici îți dai seama dacă ești un jucător sau nu. Dacă nu-ți place, înseamnă că... Spre exemplu, ăsta e una din extensii. Este eliminat din grup. Wild. Și asta o poți folosi la mai multe... Ideea e că atunci când o folosești, nu poți folosești exact. decât când plătești pentru tile-uri orice culoare, trebuie să folosești doar diamante, nu poți să folosești să faci și diamante și bani. Asta e una dintre ele. Bun, hai să trec eu la numărul meu. O alegere bună, Radule. Prima de pe lista asta, mulțumesc. Numărul meu 22 este un joc greu, un Euro Heavy. Este, cred că, primul la Serda de pe lista asta? Ceea ce vă spune că mai vor mai fi. Că vor mai fi cel puțin 3, zic eu. Și se numește Lisboa. Lisboa. Ăla este. Îmi place jocul ăsta.
îmi place jocul ăsta foarte tare. Este jocul lui Lacerda, care este unul dintre cele mai complexe, dar este atât de elegant și ușor de explicat, încât orice heavy gamer îl va prinde foarte repede. Bine zis, orice heavy game. Deci nu e pentru iar mine, nu? Cei care... Lasă, pune-mi alfambra mie. Dar cei care vor juca, vor vrea să joace jocul ăsta, care nu au jucat, nu o să joc niciodată cu un începător, așa ceva. Odată că îl distrug, îl calc în picioare. A, nu, clar. Și a doua la mână, la propriu. Eu o să-mi fac toată strategia, iar el va... Da, dacă fac asta, dacă iau cartea asta, la altul o să-mi folosească mai târziu. El nu va intra niciodată în hobby. Exact. După da, un joc este un joc care este pentru nișa pe care intri. Dar dacă intri și îți plac jocurile heavy, ăsta este o plăcere pur și simplu. Este o plăcere de jucat. Este atât de elegant. Da. Atât de elegant. Este totul atât de logic și de tematic, pentru că tot ceea ce faci, dacă îl gândești din punct de vedere tematic, are sens. Mi se pare unul dintre cele mai bune la Serda. Nu mă încântă foarte tare tema reconstrucției Lisabonei la 1700 sau 1800 după cea... 1700, 1800, nu mai știu când. Când a ars și apoi au refăcut-o, că asta este tema. Tu refaci Lisabona, asta este ceea ce faci. Nu mă încântă foarte tare. Au avut săracii, dar, de toate. Ca joc, este un joc delicios pentru un heavy gamer. Și numărul meu 22 a fost Lisboa al domnului Vital Lacerda. Da, săracii. Știi că au avut incendiu, da, cu tremur incendiu, și tsunami. S-a dărâmat și au refăcut. Practic asta este ce jocul pe care îl joci tu. Wow. Domnul Radu. Da. Stai așa. Domnul Costi. Nu trecem la 21, nu? Cred că mai e Costi, e Costi. Trecem la 21. Locul 1. Un joc care a fost în top 20, dar a scăzut un picuț. Așa. Nu mult. Un joc greu. Unul dintre heavy-urile mele... preferate, de la Spielworks, se numește Indie. Uite, ăsta e jocul pe care Indie eu nu l-am jucat. Joc și pe care în principiu economic, cu un aspect de farming, industrie și transportare, pentru că trebuie să transporti ceea ce produci prin fermele tale, uzine, de fapt ai materie primă, uzine. Foarte mișto. Fantastică. Da, are aspecte de farming oarecum, dar trebuie să ai materie primă, faci niște uzine, poți să iei produsele care se fac în uzinele alea, să le transport, să faci bani, faci bani pe ele și așa mai departe. Alții pot face la fel în uzina ta, tu poți face la fel în uzina celorlalți. Este un joc foarte interactiv, frustrant câteodată, pentru că poți face unele mișcări a la Puerto Rico, de care pot profita alții. Asta înseamnă jocul economic. Un joc economic, hand management, work and placement, foarte interesant. Acum mă gândesc de ce ai ieșit din top 20. Pentru că nu l-ai jucat. Dar este pe 21. Da. Nu l-am jucat mult, da, l-am jucat de 3 ori, cred că. Din 2019, Spielworks, de la... Indie, okay. De la Spielberg. Radule! Ce ne dai? Dacă spun de pe acum, dacă nu vreți să aveți aplicație pe telefon, nu vreau. În timp ce jucați, puteți să treceți peste mine. Dar e singurul joc din genul ăsta, cred, l-am pe listă, cred, și na, e cumva... să aibă și un pic de... să fie un pic variată și plus că îmi place jocul și aș vrea să-l joc mai mult. E un cooperativ în care aplicată doar ține contabilitatea la ceea ce face jocul pentru contra ta. Te plimbi printr-o dintr-o vilă. Mansions of Madness. E unul care
Asta, mă, că nu, asta nu e o aplicație. Jocul nu e o aplicație. Un joc, foarte... ai muți pe tablă. Pe... Aplicația te ajută, da, ține o contabilitate, ține... dar... Eu am crezut că pui un joc care este aplicație. Sunt persoane care sunt total contra. Nu fac asta. E doar o componentă a jocului care, pentru mulți, poate să fie, eu nu vreau nimic din tehnologie, vreau jocul și vreau doar carton, vreau nimic pe baterii. Nu litiu. Exact. Da, cumva, aplicația te ajută să mențină cumva ambientul, să-ți facă partida să nu fie aceeași la fiecare dată când joci, să o construiești diferit și ia personajele și monștrii care apar sunt randomizați, sunt cumva să apară aleatoriu. E unul care are destule scenarii, multe extensii, foarte vast în ceea ce privește lumea pe care a construit-o. E o tematică foarte îndrăgită de lumea, mai mult ameritraș decât europeană, dar are foarte multe elemente de storie. Eu mi-aduc aminte de când mă gândesc la ăla din Pirații din Caraibe. Ăla care e scârbos personaj. Scuze-mă. Bun, mai deraiat acum. Vorbim despre... Asta era intenția. Dacă îți place lumea Lovecraft în care e ambientat, în care tu trebuie să cumva extrem, foarte dus pe partea narrativă, în care se întâmplă lucruri, trebuie să te să intri cumva într-un gen rol, să joci un rol, să continui pe rolul ăla, să faci cât mai mult posibil, în care să-ți cunoști foarte bine capacitățile și aptitudinile ca să poți să ieși învingător la un moment dat, pentru că are elemente de să arunci cu zarul, e destul de important, pentru cei care nu le plac, nu sunt fani noroc în ceea ce iese, pot să fii distrus dintr-o anumită aruncare. E pentru mine dacă vreau ceva imersiv și narrativ, să cumva să mă duc să trăiesc o poveste, e unul dintre jocurile la care mă îndrept. Bun. Da, așa este, Cristi. David Jones. Parcă așa este David Jones. Când zicea, cum zicea negresa. David Jones. Da. Pirații în Caraibe, văd că da, mai mult. Jocul e fain. Și uite că după Pirați nu există un joc. Dar jocul e fain și este unul din jocurile pe care și eu l-a juca. Adică ăsta este unul din jocurile pe care și eu l-a juca mult. Că îmi place tema și mi se pare interesant. Începe să se asemene topul cu jocurile care vreau să le jucăm mai mult. toate jocurile vrei să jucăm. Numărul meu 21 și să terminăm cu această variantă a topului este un joc care cred că va apărea pe lista lui Radu ceva mai târziu. Este unul din jocurile mele preferate. Începe cu V și să termină cu Ilaj, Village sau Village. Da, mă aștept să fie în ambele topuri ăsta la voi. Există jocuri bune. Aveam o discuție cu domnul Radu. Există jocuri bune și există jocuri speciale. Village este unul dintre acele jocuri speciale. Este unul dintre acele jocuri care îți permite să pătrunzi într-o poveste, să spui povestea unei familii, să spui povestea satului tău într-o oră și jumătate, să te distrezi, să te simți bine și în același timp să construiești strategii și să faci un joc economic, să duci un joc economic în spate. Un joc cu suflet, un joc despre care nu vreau să vorbesc mai mult, pentru că vorbesc destul de mult la discuțiile de la final cu Radu, pentru că avem un stream făcut pe canal. Este un joc pe care îl mai veți vedea pe canal, pentru că am lucruri mai bune.
Un joc la care a rămas bețivul. Bețivul este și va rămâne bețivul satului și este un joc care ne-a permis să facem lucrurile astea, să vorbim așa și care va rămâne cumva în istoria Boghi se joacă. A fost o plăcere să-l jucăm și îl recomand oricui vrea să încerce un euro cu temă și suflet. E loc pentru toți sincronici. E între puținele jocuri care să-ți încălzească sufletul. E Bun, acolo. E. și îl vedeți aici undeva în spatele meu cel mai probabil, pentru că merită să rămână acolo. Numărul meu 21 a fost Village. Cu ambele Ai extensii. terminat în Bun, forță. acum cum zice domnul Mișu, o să închidem frumos televizoarele. O să luăm o pauză de hidratare pentru că trebuie să modific eu niște chestii aici și o să revenim cu următorul top de la ora 12, adică în 20 de minute. Înainte, o să rămân eu să vă mulțumesc tuturor celor care ne-ați urmărit pe topul ăsta live și cei care vedeți după. Mulțumesc tuturor celor care au venit și au sprijinit Boghi se joacă pentru că altfel nu se poate face și ne vedem, o să vorbim mai multe, și o să închidem mai multe după următorul top, pentru că trebuie să pregătesc totul. Mulțumesc foarte frumos și ne vedem în curând la ora 12. Joacă faină, joacă la greu, numai bine și ne vedem în curând.